care nu pot vedea revizare. Pentru mine? Nu, că nu fac calitate de pictură, deci e complicat să... Să fie... Da, e drăguț el. Și ne vezi în chestia. Domnul Florin Toma, știi? E un domn care se apucă de misială pe alocuri. A răpusat, a răpusat în arăt. Și cum ar fi exact. El e redacție la Viața Românească și el a adus revizare. Da? Da. Unde mă întrebam cum m-au adresat aici. Era Viața Românească acolo. În ce birou era? Nu cred că l-am văzut niciodată la birou. Era cum se poate la intrare, deci în momentul în care intrați în dreapta pe masa lui. Aaa, acum? Întotdeauna, de când știu. Nu, dar noi mergeam la Bolescu acolo. Trece și noi săptămâna viitoare pe la Viața Românească să dăm până aia. Am găsit timp cu ea trebuie să trebuie să fie înainte ca să programezi. Bine, acum acolo sunt toate de meste de unii oameni. Da, 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 da. Nu ce-a fost. Am primit la ministrul de internet, care era geat că s-am torturat în cap coadă. L-am acuzat de tehnopatul, da. Ministrul de internet, mă cheamă ministrul de internet. Tobă de carte, tobă de... Altul care a fost găsit cu plagiat, da, asta e o epidemie. Plagiat cap coadă și plagiat era de un fel de doctorat, din teze de licență, din tot ce astea zici, Și situații. Da, da, da. Am spus să vă sarăm în colegiul.